În curtea interioară a Muzeului de Artă Casa Simian și-au găsit loc într-o simbioză perfectă lucrările artistelor Carmen Poenaru și Carmen Chițan, membre ale filialei Bacău a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Cele două artiste au mai expus la începutul anului la Galeria Artex, însă curtea interioară a Muzeului de Artă Casa Simian le-a oferit cadrul perfect pentru lucrările pe care le-au vernisat vineri 19 iulie. Carmen Chițan cred că este performera acestui eveniment, pentru că tot ceea ce vedeți dumneavoastră făcut aici, cu mânuțele astea două, fine și extrem de pricepute, toate aceste lucrări sunt făcute de Carmen din ianuarie până acum și eu cred că nu e deloc ușor să te lupți cu fiarele și cu tot felul de instalații și să faci astfel de lucruri. Carmen reușește să domesticească și să aducă, să recupereze spre bucuria noastră anumite lucruri pe care noi de obicei le trimitem la fier vechi. Ea le dă viață, le însuflețește și face din ele lucrări de artă monumentală. Uitați-vă cu câtă meticulozitate reușește ea să prelucreze metalele acestea, cu câtă bucurie și cu câtă creativitate reușește să le dea o nouă înfățișare. Cu picturi de mici dimensiuni în care privitorul poate să descifreze misterele pietrelor prețioase, a venit de această dată artista Carmen Poenaru, președinta Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Bacău. Cine crede în puterea pietrelor, crede. Cine nu crede. Și așa a pornit, în loc să pornesc de la grădina zen, care însemna spiritualitate, minimalism și forță prin ceea ce emite ea, prin meditație, fără să vreau m-am îndreptat spre pietrele prețioase, pentru că le iubesc și pentru că fiecare piatră are un anumit spectru de energie care te poate ajuta dacă și tu lucrezi cu ele și crezi în ele. E adevărat că percepția ta trebuie să se ridice undeva mai sus decât simpla atingere. Expoziția Grădina Miraculoasă, găzduită de curtea interioară a Muzeului de Artă Casa Simian, va fi deschisă publicului pe întreaga perioadă estivală.